Bun găsit! Sunt Andreea Cazacu și vă prezint horoscopul. Suntem tentați să facem investigații sau să ne comportăm ca un detectiv pentru că avem nevoie să ne lămurim. Vrem adevărul și doar adevărul. Nu ne mulțumim cu răspunsuri superficiale. În continuare, haideți să vedem ce se întâmplă pentru fiecare zodie în parte. Berbec, nu te mira dacă îți găsești mintea într-o cursă nebună. Probabil va fi dificil să încetinești, iar tu va trebui să găsești un mijloc sau altul de a exprima ceea ce zboară în mintea ta. Aspectele astrologice favorizează comunicarea. Taur, bine ai venit într-o altă zi minunată. Energiile aspectelor zilei sunt pozitive și încurajatoare în ceea ce privește comunicarea și interacțiunea cu ceilalți. De ce să nu profiți de asta? Întâlnește-te cu prietenii și familia și distrează-te. Gemeni, s-ar putea să fii cu adevărat interesat să ieși și să faci ceva. Și de ce nu? Nu poate fi prea dificil să suni câțiva prieteni și să stabilești să vă întâlniți pe seară. Sau poate poți să arunci o privire în pagina de evenimente și să vezi dacă are loc o întâlnire sau o prelegere la care ai vrea să participi. Rac, ia în considerare să-ți canalizezi inspirațiile filozofice în scris creativ. Cu siguranță vei aprecia acest tip de activitate. Chiar dacă nu ai explorat acest domeniu până acum, nu există o zi mai potrivită decât aceasta pentru a încerca. Leu, s-ar putea să simți nevoia de timp pentru tine. Și de ce să nu faci asta? Șansele sunt că ești înconjurat de alții cel mai mult timp, iar când nu ai timp să fii singur cu gândurile și sentimentele tale, poate fi nesănătos pentru tine. Fecioară, nu ezita când vine vorba să-ți asumi un proiect sau să faci planuri. Energia suplimentară va complementa abilitățile tale organizaționale, făcând o combinație perfectă pentru a gestiona aproape orice. Balanță. S-ar putea să fii în dispoziția de a pleca într-o aventură sau de a vizita pe cineva. Când a fost ultima oară când ai luat o zi pentru ceva de genul acesta? Șansele sunt că a trecut prea mult timp. Nu numai că te vei bucura, dar și ceilalți vor fi încântați să petreacă timp cu tine. Scorpion, gândirea serioasă și comunicarea vor fi îmbunătățite. Acestea sunt calități puternice pentru tine oricum și cu acest impuls suplimentar va trebui să ai un loc unde să te exprimi. Dacă ai început un jurnal, acest lucru se poate dovedi a fi o ieșire excelentă. Săgetător, ai putea să te simți presat să faci ceva ce pur și simplu nu vrei să faci. Poate că ai făcut o promisiune să te ocupi de un proiect sau cineva ține să abordezi ceva anume în această zi. Oricare ar fi situația, dacă te simți incomod să duci lucrurile până la capăt, comunică acest lucru persoanei respective. Capricorn, s-ar putea să descoperi că cineva apropiat de tine, poate un membru al familiei, ar putea avea nevoie de o mână de ajutor. Probabil că acesta nu îți va cere ajutorul din mândrie. Cu toate acestea, nu lăsa asta să te oprească. Dacă observi o situație în care poți oferi asistență, fă-o. Vărsător, când a fost ultima dată când ai folosit un pix și hârtie? E bine, în această era calculatoarelor, tastatura aproape că a înlocuit aceste instrumente minunate, în același mod în care mersul pe jos oferă mult mai mult decât aer proaspăt. Pești, ziua poate aduce înțelegere și empatie profundă. Comunicarea verbală are și ea mai multe șanse să fie eficientă. Gândește-te să profiți de această energie abordând orice probleme sau situații pe care le ai cu cei din viața ta. Acesta a fost horoscopul. Sper că îți va fi util și că vei avea o zi minunată.